Și știe cineva ce urmează? Dar cum să nu? Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Curaj, curcane, cât te tai. 15 kg are curcanul nostru de la Peneș, curcanul pe care îl oferim în fiecare dimineață la dublu sau nimic celor care intră în direct alături de noi. Avem un premiu de 800 de euro și un curcan de 15 kg. Alexandru din Constanța e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Alex! Să trăiți! Salut! Pe noi ne interesează ce faci cu curcanul. La cuptor. La cuptor. Ai mai făcut? La cuptor. Soția se ocupă. Da. Soția. Vezi eu doar îl fac cadou. Vezi că e mare. Trebuie să vezi să ai cuptor mare, vatră. La cuptor mare și... Îl împărțim în două. Da, și trebuie, dacă îl faci la... Că poți să încerci să-l faci pe tot la cuptor, dar trebuie să faci petrecere mare. Mulți, mulți prieteni, că se mănâncă mult dintr-un curcan ăsta. Serios? Era, bine, era bună luna trecută când a făcut fimiu nunta și a scos actele. Atunci era bun. Să știi că să fie într-un ceas bun. Să dea Dumnezeu. Alex, tu cu ce te ocupi? Eu am un mic magazin alimentar de cartier. Excelent. Bun. Stai la povești, multe bănuiesc că îți iei de acolo. Mai mult? O grămadă de informații. Să vedem dacă e să și cadă pe... Să piși pe subiect. Da, 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 să cadă pe subiect, da. Bine, Alex. Nu sunt grele întrebările, să știi. Adică, da. Serios. Bine, vom hai vedea. Să începem. Alexandru, bun succes! Să dea Dumnezeu și sănătate. Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 100 de euro. Alex. Da. Pentru 100 de euro. Cum se numește castelul în a cărui capelă a fost înmormântată ieri regina Elizabeta a doua? Six. Six. No, six. Ceva cu six, dar... Six. Ce no, six, 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 ten, six. Nu știu ceva cu castelul, castelul, castelul. A fost la castelul, castelul. Bergeme, Bergeme, Bergeme. Nu știu, nu știu. Hai, măi, Alex, era simt, nu era... Nu am urmărit, nu am urmărit cu asta, fiindcă a devenit să plictisitoare toate chestiile astea. Hai, cu măcar regina. Un pic. 4 miliarde de oameni s-au uitat la ceremonii și... Da, eu am fost mai... care nu m-am uitat. Ai fost deosebit. Castelul Windsor. Nu m-am uitat. Nu am să le găsi alt castel acum. Nu am zis că e simplu că n-a. Tocmai pentru că... A făcut, fiindcă n-am urmărit. A făcut asemenea audiență, adică și dacă nu urmăreai, te lovei pe la știri peste tot, a fost și în dimineața asta, probabil. Pe toate televizoarele, sunt informații de acolo, de la evenimentul data secolului, vital. Poate. Lasă că ai rămas cu curcanul. Da, 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 da. Adică asta e vestea bună, să știi, că ai un curcan. E bun? Un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul, curcan românesc de calitate, să știi că ajută la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge și la îmbunătățirea sistemului imunitar. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă, drag Alexandru. Mult succes cu altă ocazie. Mulțumesc. Numai bine, Alex. Este bune. Mâine plecăm de la 200 de euro și ajungem la 1600 și un curcan. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.